Ne pregătim de meci. Nicola Rapoli a recunoscut înainte de startul partidei că ar mai avea nevoie de un fundaș central. Larie. Este o poziție bună de șut, gol! Nu trec 5 minute de la startul partidei și Omoh, cred că puțin nepregătit, portarul Popa. Șutul lui Omoh este însă formidabil, deși, repet, se cam vedea că Omoh se pregătește să șuteze de la o distanță considerabilă, nu-l întâmpină nimeni pe Omoh. Nu știu câți portari scoteau această minge, dar cu siguranță nu mulți. Și cu atât mai puțin un portar de 18 ani. Își păcălește adversarul Marche, pasa lui Marche, interesantă, din unghi, Akim. Poate cea mai legată faza Craiovei, nu știu dacă a vrut să centreze sau să dea pe poartă. Fost jucător aici la Farul, mai mult decât atât, Akim e născut aici la Ovidiu. Altă minge respinsă rău, caută să șuteze și Purece. Minge prinsă de această dată de tânărul portar al Craiovei, Popa. Din nou Omoh, poziția este bună, Omoh preferă pasa Grameni. Corner. Ce intervenție are portarul Popa. Frumos. Artean la Purece. Poziția de șot a lui Hefte, întârzie să iasă portarul Popa și Hefte face 2-0. Este această acțiune care se încheie cu al doilea gol al Farului, pe care așteaptă să-l revadă și Gică Popescu. Degajarea portarului. Marche se duce în centru, Huygebert aici, Boboc aleargă să-și acopere locul lăsat liber în fața porții. Marche șutează, Ioani, încă o dată Ioani, fabulos, fantastic, ce intervenție poate să aibă Ioani. Din cădere, Batten a încercat să paseze undeva în lateral, minge ajunge la Omoh, 3-2. Ultimul minut din prima repriză, Omoh față în față cu Akim, Omoh! Ce jucător și-a luat Farul. E frustrant. Să fii jucător al Craiovei. În loc de 2-1, acum un minut, se face 3-0. Pare să aibă câteva kilograme în plus, dar asta nu-l deranjează. Nu-l împiedică să aibă o asemenea acțiune, o asemenea ocazie și o astfel de finalizare. Centrarea lui Van Durmen spre Companio. 3-1. După 6 minute de la startul reprizei secunde, oltenii reduc din diferență prin cel mai înalt jucător al lor. Centrarea lui Mladen, acolo este Ganea. Fanelul rămâne jos, mingea se duce în brațele portarului Popa. Prima acțiune a Farului în repriza secundă. Prima minge care ajunge la portarul Craiovei. Ce pasă primește de la adversar. Vine șutul de la adversar, sare mingea la Hefte. Corner, mingea este scoasă de portarul Popa. Ce devieri norocoase și nu o dată până la urmă pentru echipa constanțeană. Șutează cu latul de aici. Mingea cred că
se ducea totuși în poartă. Balonul a ajuns la Larie, care nu era așa pe cadrul porții. Centrarea pe jos, aici scoate portarul Pop. A fost șutul lui Ganea. Reușește să oprească mingea. Gol la Samoa. Ce șut prinde. Ce șut prinde micuțul la Samoa. Jucător important în acest angrenaj al Craiovei, care reușește să înscrie două goluri în repriza secundă, primul gol al lui Asamoah pentru Craiova.